așa după cum știți și la conferință participă domnul senator Iulian Pisache. Bună ziua, vă mulțumesc. Domnul secretar general al Organizației Județene, Bălan Nichifor. Pentru operativitate, dați-mi voie să rog pe domnul președinte, domnul senator Iulian Pisache, să vă comunice problemele și informațiile pe care le are din sunul Parlamentului, acolo unde se desfășoară activitatea, după care voi interveni și eu cu problemele noastre locale, de interes local și cu cine frământă în zonă. Bună ziua, vă mulțumim că ați dat curs invitației noastre, mai ales că este o zi de vineri și în alte părți deja programul de muncă la sfârșit. Eu vreau pentru început să fac referire la o declarație a celor doi directori de la Dacia Renault și de la Ford România. Mai ales cei de la Dacia Renault ne privesc direct acțiunile lor, pentru că desfășoară activitatea în județul Argeș. Știm ce înseamnă Dacia, știm cu toții că avem nevoie de Dacia și este brandul nostru național cu care ne mândrim. Afirmațiile lor, celor doi, au fost făcute marți la un forum pe tema investițiilor și m-aș referi aici la programul RABLA, cei doi apreciind că acest program trebuie continuat și la anul, dar la o scară mult mai mare. Sunt nemulțumiți de numărul de etichete acordate. Propun un număr de etichete mult mai mare. Au precizat că în România sunt peste 3,5 milioane de vehicule cu vechime mai mare de 8 și de 10 ani. În acest fel, gradul de poluare în România crește în fiecare an, pentru că și parcul auto în fiecare an crește ca vechime. Ceea ce m-a bucurat pe mine, o declarație a domnului Nicolas Mur, director de la Dacia Renault, privind personalul. Și spunea domnia sa așa: trebuie să facem ceva să-i putem opri pe acești specialiști să rămână să lucreze în țară. Cu această declarație, domnul Nicolas Mur ne face să credem că Dacia Renault nu are de gând să plece, așa cum afirmă mulți alți, eu știu, postaci, să le zicem, că tot e la modă acum, în aceste zile, postacul pe internet. Este bine, eu știu că există și o colaborare directă între uzina de autoturisme Dacia și Liceul Tehnologic din Mioveni. Știu că sunt implicați direct acolo, știu că acei copii care termină școala sunt angajați fără nicio problemă în uzină. Și se pare că avem viitor. Directorul de la Ford România a făcut o apreciere asupra pieței automobilistice în România. Spunea domnia sa că la o populație de 20 de milioane de locuitori avem 8 mașini noi la 1000 de locuitori, ceea ce este pentru ei un indicator destul de bun și îi fac și pe ei să rămână în țara noastră, să nu părăsească România. Cam atât am avut eu de spus despre autoturisme, automobile. Al doilea subiect, v-aș spune marți ceea ce am avut noi la Comisia Românilor de Pretutindeni, a Senatului, comisie din care fac parte. Am avut acolo în dezbatere un proiect. Este elaborat de mai mulți deputați. Proiectul face referire la înființarea unor școli în limba română în
țările unde unde au plecat românii noștri și mă refer aici la Spania, mă refer la Germania, Franța, Italia. Proiectul este vast, îl avem de câteva zile în dezbatere la Comisia Românilor de Pretutindeni. Practic se propune înființarea unor școli acolo în străinătate, gen Liceul Cervantes din București, sau mai sunt prin Timișoara niște licee unde se predau toate științele și toate materiile în limba germană. Știu că aveam la un moment dat și noi prin Pitești, nu știu dacă mai există liceul german. Problema capătă două aspecte, ca să punctez de la început. Unu, eu nu știu dacă există interes, cel puțin intervenția mea a fost de această natură, nu știu dacă există interes pentru limba română, pentru că, vedeți dumneavoastră, sunt unii copii care s-au născut în România, au plecat acolo și continuă școala acolo, și sunt alții care sunt născuți acolo. Și eu nu știu dacă, exceptând limba română, pe care dacă o vorbesc sau nu o vorbesc în familie, vor mai dori vreodată să o învețe și dacă vor mai dori vreodată să se întoarcă în România. Am spus și repet, ne referim aici la țări, Anglia, Germania, Franța, Italia, Spania, nu ne referim la Burundi și la, eu știu, ci la Bangladesh, și am propus eu, a fost propunerea mea, că este mult mai eficient să înființăm acolo niște școli pe perioada de vară, unde un profesor în România, având 3 luni de vacanță, poate merge 2 luni numai pentru limba română, istorie și eventual geografie. În rest, iertați-mă, fizica, chimia, matematica, aceste materii sunt universale, că le înveți în spaniolă, că le înveți în franceză, nu ai, iar... Dar nu credeți că ar fi normal, mă spuneți, mă întrerup, că să nu da. Pui subiectul. Da. Să aibă copiii manuale, să nu fie nevoiți acum să mai dai iar 50 de lei ca să... În România. După niște CD-uri trimise de minister? Da, dar noi un EPR-ul am spus și v-am avut o declarație, dacă mi-aduc aminte, chiar și aici, la dumneavoastră, la Câmpul Lung, că învățământul și sănătatea nu sunt gratuite în România. V-am spus. Pentru faptul că trebuie să cumpărăm cărți, pentru faptul că mergem la spital și trebuie să ne cumpărăm medicamente. V-am spus. Și asta este un este pe agenda noastră. Îmi aduc aminte că v-am spus aceste lucruri când v-am spus că avem un proiect politic național pe care e în curs de elaborare și îl vom pune în dezbatere până în decembrie. Și vis-a-vis de acest proiect vreau să vă spun că partea mea, eu ca vicepreședinte, ca președinte la nivel național al Comisiei IMM și privatizare și turism, mi-am înaintat încă de acum 2 luni de zile părerile mele, opiniile mele și să vedem acum... Încercați să privatizați Ministerul Educației, poate merge. Cum să privatizăm educația? Păi, nu, colega mea vrea să spună că vreți să mai dați niște bani la niște profesori pe care îi trimiteți acolo. Și așa au. În concediu. În concediu. Un profesor de român. O să meargă pe banii lor? Poate. Nu. Dar de ce să meargă? Nu, prin programe speciale. Păi nu, dar da. Mi se pare că să investiți în niște copii. Profesorii au și beneficiază. Dacă destul. Vă uitați, veți vedea unde își petrec concediile. Profesorii. Cele de 3 ori pe an. Profesorii știu să facă 3 ore la clasă la și să ceară cărți, deci să ceară manuale și tot ce apare. Haideți să nu generalizăm, că am văzut și eu minuni. O să vă aduc atunci 120 de copii de clasa a 3-a, cărora li s-a băgat pe gât acum încă un manual care normal trebuia să-l dea statul gratuit. Abuzurile în școli se fac în toată țara. În toată țara.
domnul profesor de matematică își scrie o culegere pe care le bagă pe ce n-ați văzut, după care apar și rezultatele muncii, case, vile, mașini și așa mai departe. Da, dar nu e normal. Dar ce e normal în România? Am vrut să fac o copii meditație din clasa a doua, să dai copilul să faci meditație, păi suntem de răsul, suntem de răsul fundul, scuzați-mă. Da, bineînțeles. Deci nu poți să faci aici asta și după aia să ai pretenții că să ai salariu. Bun. Trecem la un alt subiect. Ce ascunde bătălia exact pentru dărâmarea lui Gabriel Oprea, vicepremier și președinte al partidului nostru, UNEPR? Ați văzut și dumneavoastră evenimentele, nu vreau să le reiau, este o tragedie, un eveniment nefericit, tragedie, un polițist tânăr, discutăm aici despre moartea acestui om, dar vreau să precizez un singur lucru. Cine era în mașină cu dumneavoastră? N-are niciun legătură. A crede că, stați, poate are legătură și de asta l-am oprit. Să-mi termin eu ideile, pentru că a crede că în spatele cererilor de demisie a domnului vicepremier este doar dorința de dreptate a presei, a publicului, este o mare eroare. Moartea acestui polițist a venit mănușe, ca o mănușe, atât pentru servicii, cât și pentru opoziție. Iar dacă ne referim de unde venea sau de unde pleca, cu cine era în mașină, dacă era cu femeie, dacă era cu bărbat, sau dacă, să nu uităm că polițistul nu a murit, că era Gabriel Oprea cu nu știu cine în mașină, eu știu și vă spun imediat și cu cine a fost, așa, să nu uităm că discutăm despre o groapă, nesemnalizată, neiluminată, da? Au pus un parapet acolo și mai discutăm despre neatenția motociclistului. Hai să nu-i punem în cărcă neatenția acum că e mort. Hai să trecem mai departe. Nu spunem că domnul Oprea a fost... Toți suntem conducători, toți aici conducem, da? Și noi putem să pățim așa ceva. Nu dăm pe mort. Hai să excludem asta cu mortul. Dacă ce trebuie să fie? Pe moment trebuie să fie semnalizată, da. Ce s-a lângă da. Acum eu vă mai spun altceva. Să vă mai spun altceva. Dacă nu era în mașină, Gabriel Oprea era un accident de circulație. Au fost și vor mai fi. Păi da, dar să nu spunem că din cauza polițistului mort, ăla e de vină. Nu hai să vedem pe asta, tocmai asta ați spus că n-a fost atent. Tocmai asta a spus domnul, că n-a fost atent. Da, n-a fost atent. Păi, de unde știți dumneavoastră? Păi, ceva, nu știm, nimeni nu știe. Păi altfel, dacă era atent, cum cădea în groapă? Demonstrați dumneavoastră. Păi, dacă era atent, cădea în groapă. Dacă nu a fost, mașină, dacă n-a fost semnalizată, este, a fost sau este interzis să o prins, frate. De ce vorbim de lucruri care le știți și mi-ați la fel de bine ca noi? Dacă nu-i cineva pe polițai, nu se pune problema dacă, se pune problema ce scrie în lege. Eu zic așa, dar de cine interesează pe noi acest subiect? Deci lăsați pe domnul senator să spună ce are de spus. Și așa la câmpul lung, ecurile sunt în minori. Nu pune interesează pe noi, la urmă urmă. Nu, dar toată lumea pune problema într-un alt mod. Într-un mod politic, care nu are legătură. Păi nu, noi nu. Omul era la servici și polițistul la servici și domnul Oprea la servici. Murea mai puțin la dacă era Oprea sau nu, în mod oficial, dacă avea dreptul sau nu? Nu. Nu, tocmai asta zic, ca să nu spunem că a fost polițistul de vină, că ăla e de vină, că a murit și să nu se poate apăra. Hai să luăm situația din alt punct de vedere, că nu, nici că domnul Oprea de vină, nici... Adică a venit ca mănușă pentru servicii. Da, ce mă folosește? Asta e ocazia, nu e cauza. Ceea ce strigă presa, o anumită parte a presei, ceea ce strigă o anumită asociație, ciudate și astea între ghilimele, este doar ocazia. Faptul, acest lucru, această întâmplare, acest accident a produs ocazia de a strânge cu ușa pe premier, supărați că n-a vrut să cedeze și să treacă în bagajul. Trebuie să mai discutăm alte aspecte. Și vă dau o temă la care să vă gândiți. Dacă în acest moment eram în
coaliție cu PNL-ul, nu erau discuțiile de așa natură. Comentau ei alții. Că așa suntem noi în țară. Stați puțin, că aici avem de-a face cu declarații de la domnul Iohannis, care, știți bine, guvernul meu, celebra frază, vreau guvernul meu, da? Da? Așa. Știți bine afirmațiile și rugămințile domnului Blaga, a doamnei Gorghiu, haideți să vă dau... Era mai nemediatizat dacă era invers, vă spun eu, pentru că au mai multe televiziuni și deci, ziare PSD. Nu vă ascund că Gabriel Oprea a fost invitat în nenumărate rânduri la Cotroceni ca să fie pus prim-ministru, așa, și să îl dea jos pe Victor Ponta. Aici este jocul. Da? Iar a te prevala de o tragedie, de un eveniment de acest gen, ca să câștigi guvernarea, credeți-mă că nu se face. Nu. Guvernarea să ia pe căi politice, spune, guvernarea să ia... De ce este lupta asta așa, toți singur dinții, dacă tot în scaur îl prind și nu-i mai dau drumul, frate? Vă răspund imediat. Vă răspund imediat. Nu, și este foarte simplu. Să face și mie și este foarte simplu. Funcționari publici au beneficiat de cursurile. Haideți să vă răspund, dacă m-ați... Dacă m-ați întrebat, vă răspund de ce e lupta așa aprigă. Simplu. Cine guvernează, la anul organizează alegerile. Deci anul 2016 este un an extraordinar de important. Și dacă nici acum nu v-am convins, alt argument nu vă mai dau. Înseamnă că n-au reușit să fure tot. Păi, de asta este. De asta este această luptă nebună, de asta se aruncă, practic asistăm la un linșaj mediatic al Oprei, da? Ca să ce? Ca să treacă la PNL și să dea jos guvernul? Păi, vă reafirm aici pentru toți... Și domnul Oprea a început să semene ca un animăluț din ăla din ferma animalelor. Nici dumneavoastră nu v-ar cădea bine să auziți non-stop fel de fel de afirmații și de declarații. Dar eu vă afirm aici și am venit la dumneavoastră, la Câmpul Lung, să vă spun următorul lucru. Nu va da jos guvernul Ponta niciodată Gabriel Oprea, da? Și îl va sprijini în continuare pe probleme de securitate națională, pe președintele României, indiferent care ar fi acesta. Că acum este Klaus Iohannis, că va veni altul, pentru că președintele României este ales de români. Iar când ne referim la siguranța națională, discutăm despre războaie și despre alte nenorociri mult mai mari și de morți mult mai mulți. Asta este adevărul. Nu va da... Să discutați cu dumneavoastră de problema refugiaților? Dacă vor fi sau nu aduși la Câmpul Lung? Da, am discutat. Ați văzut ce răspuns a dat la primărie în urma memoriului făcut? Nu l-am văzut, că nu am avut de unde să-l iau. Mi-ați luat ideea, că vreau să mai spun ceva. Despre refugiați, că ne interesează. Despre refugiați. Trebuie să plecăm de la faptul că refugiații aceștia nu au țintă România. Ca să știți. Și dacă ați fost atenți de ieri de alaltăieri, au început pe televiziuni să apară știri, din Germania au început să plece din centrele de refugiați. Nici acolo nu stau. Unde se vor duce, ei știu. Deci nu. Nu pot veni în România. Haideți, nu o luați așa. Că nu suntem noi o țară atractivă și nu le oferim noi, eu știu, acele ajutoare sociale. Practic, așa ceva caută. Nu le vor găsi în România la dimensiunea de celor din Suedia sau din Germania. Sau în Anglia și așa mai departe. Deci nu trebuie să facem o tragedie. Sunt convins că lucrurile se vor așeza pe un făgaș normal și în privința refugiaților. Și veți vedea, nu suntem atractivi. Și dacă eu vor veni temporar, nu zic. Dar ei nu vor rămâne niciodată în România. Dar aduce sau nu aduce? Se va deschide centru pentru refugiați la Câmpul Lung în fosta unitate de jandarmi sau nu? Din ceea ce știu eu, nu. Din ceea ce știm noi, da. Să pune la dispoziție, să organizează. Să vedem câți timp și așa mai departe. Dar eu zic că mama natura îi mai stopează. Hitler a pierdut războiul că a venit iarna la ruși.
și tot iarna îi va stopa și pe no, mor cu capete. Păi unde pleci? La, pe jos? Mai mă rog, hai de scolă. Bun. Deci, vreau să vă spun un singur lucru. Luni am avut o întâlnire cu domnul vicepremier Gabriel Oprea, atât noi senatorii, cât și cei din Camera Deputaților. Momentul va fi depășit. I-a fost foarte greu, cel mai greu, așa ne-a mărturisit, să meargă în fața familiei. Dar s-a dus în fața familiei. Trebuie să mai știți un lucru, tatăl polițistului, motociclistului, este la rândul lui polițist. Și întotdeauna îl sfătuia pe fiul său să lase acea motocicletă și să treacă, să facă cerere, să treacă într-un alt sector. Asta este soarta. Nu. Cineva nu trebuia să trimeată în acele condiții meteo acea motocicletă. Trebuie să trimeți o mașină. Deci acolo da. Acolo da. Fost era burnița, era o ploaie și motocicleta este prin care organizează și se mai nu are stabilitatea unui nu opre, nu cel care beneficiază. Știu cu cine era în mașină, a făcut această declarație la tribunal, știți bine că este învinuit, știți bine că există un dosar la Tribunalul București, iar la această întrebare, deși știu cu cine era în mașină, nu vă pot răspunde la întrebarea cu cine era în mașină, de unde venea sau de unde se plecase și așa mai departe. Sunt, cum să vă spun eu, sunt parte a unui dosar și nu putem comenta. Dar, în particular, ne-a spus. Și ne-a spus multe, ca să știți. Și eu vă spun, la modul cel mai sincer, că nu este Gabriel Oprea vinovat. Toți miniștrii de interne au beneficiat de acea coloană, impropriu spus, coloană, da. Coloană oficială este una și mașina de însoțire este alta. Și haideți să vedem traficul, acest trafic infernal în București. De ce a avut antemergător? Sau de ce au toți? De ce a cerut și Patriarhul Daniel? Pentru că este un trafic nebun în București. Pentru că pierzi ore în șir la semafoare, da? Iar o coloană oficială are un program strict. Are ora X de plecare, la ora Y este intersecția nu știu care, unde există pas de pază nu știu cine și așa mai departe. Sunt cu totul alte și alte condiții. Și vreau să vă spun că sunt reglementate și prin hotărâri de guvern și Gabriel Oprea ce a avut? O mașină de la Poliție Circulație și un antemergător, acel motociclist. Pentru ce? Deci nu ca să-i apere viața. Nu! Ca să-l înhățișul ăsta și traficul ăsta al Bucureștiului să-i faciliteze mai repede drumul. Asta a avut. Poftiți. Când mai vorbiți cu domnul vicepremier în particular, și asta s-ar poate ne desputea răspunde data viitoare, întrebați de ce are o perioadă cu lipsă în Sibiu, mă refer la activitate, începând în 93, dacă nu așa, până în anul 2000. Deci în Sibiu este detaliată activitatea de-a lungul timpului, cu ce s-a ocupat. Ei bine, are o perioadă neocupată. Am citit recent un articol de la Victor Muntan, culmea a apărut în Gazeta Sportului, deci, după dacă nu are legătură, care spunea că vicepremierul a fost în perioada aceea, anilor 90, un fel de copil de casa lui Milon Cosma. Și întâmplător, chiar acea perioadă lipsește din Sibiu. Da, mă face să zâmbesc, copil de casa lui Cosma. Eu deci, am legat acest lucru de faptul că în Sibiu, la activitate, vicepremierul Oprea nu a trecut absolut nimic. Da. Vicepremierul Oprea, da, este acum vicepremier pe probleme de siguranță și securitate. Ca să ajungi aici, nu pui un novice, da? Pui pe cineva cu o experiență îndelungată în servicii și cunoscător a ceea ce trebuie. Da, deci era da? Sub acoperire în așa perioadă.
Da, și n-a putut să scrie. Da, și dacă era, și dacă era, și dacă era detașat în Valea Jiului, este vreo problemă? Nu. Cum puteți spune că a fost, a fost subordonatul lui Cosmin? Nu a spus el, a dat un citat al unui jurnalist care și-a asumat acest aspect. Da, și jurnaliștii trebuie să primească întotdeauna răspuns la orice întrebare. Păi de asta suntem, nu-l iau acasă răspunsul ăla, dar mai departe la cei pe care chemați la vot. Ca să ajungi să conduci serviciile secrete și să fii vicepremier pentru așa ceva, trebuia să fii muncit de tânăr în domeniul ăsta. Păi nu, dar rolul conferitorului... Păi altceva ce pot să vă răspund? Păi vreți să cunoașteți, vreți dumneavoastră presa, vreți să cunoașteți și dacă a mâncat lapte de dimineață. A avut o anumită activitate care nu poate fi trecută în sigur. Păi... Atunci despre ce discutăm? Păi mă punea pe mine, care am lucrat la Pitești toată viața, mă veneam și bă, acum am ajuns senator și mă punea pe probleme de siguranță și securitate. Că nici habar n-am despre ce e vorba. Ca să nu vă spun că avem în Parlament Comisia de control a SRI și SIE, unde unul ca mine n-are ce căuta, ca să nu vă spun că avem Comisia de Apărare, de unde unul ca mine... Păi... De exemplu, Constantin Nicolescu a fost în așa comisie. Păi... Păi vedeți ce grade a avut și pe urmă... Sunteți foarte priceput. Păi, haideți că nu mai luați așa. Chiar vă rog să nu mai puneți întrebări. Nu, dar colegul v-a întrebat clar să îi dați un răspuns luna viitoare, să-l întrebați pe domnul Oprea. De ce lipsește? Că poate spune dânsul ceva. De ce vă enervați? Ne transmite și nu, mă enervat. Păi v-ați enervat? Dar nu. Ne explicați niște lucruri pe care noi le știm. Ne enervăm și noi când veniți și doar ne povestiți ceea ce doriți. Când noi de fapt venim aici să vă întrebăm ce puteți face pentru comunitate. Eu vă spun ceea ce pot eu și ceea ce știu eu. Mai mult nu pot să vă spun. Am înțeles, dar poate ne spuneți luna viitoare. Luna viitoare, bine. Atunci luna viitoare. Dar veniți acasă, dar ce comunitate? Discutăm. Dați-mi voie, haideți să începem și cu problemele astea de interes local care asta da. E dumneavoastră și dumneavoastră și mușenii le așteaptă. Vreau să fiu consecvent în demersul pe care l-am făcut acum și atunci când am ridicat cele două probleme majore care fermentă câmpul îngenii și pe noi în aceeași măsură, bănuiesc că și pe dumneavoastră, se ia vorba despre gestionarea rampei de deșeuri periculoase care se află la ARO, gestionată de Global Center. Așa cum v-am informat data trecută, eu am făcut o scrisoare către Agenția de Mediu și acum sunt în măsură să vă dau răspunsul, pentru că am primit răspunsul de acolo la câteva întrebări pe care noi le-am pus atunci și pe care vi le-am oferit și dumneavoastră. De fapt, v-am pregătit un material pe care vi l-am înaintat vizând aceasta. Important este că dânsii ne certifică că există o cantitate destul de mare de deșeuri periculoase și ele sunt enumerate în răspunsul pe care ni le-au dat. Specialiștii pot să confirme și să vadă și efectul lor. De asemenea, important este că nu au o prognoză la efectele acestora pe lungă durată, pe termen mediu și lung, pentru că eu cred că n-au întâlnit intenționat sau nu și-au asumat responsabilitatea, pentru că acele deșeuri depozitate acolo, mai ales în proporțiile care sunt aici, nu pot să certifice nimeni că nu au efecte asupra mediului, asupra noastră în timpul viitor. Partea este că subiectul nu-l lăsăm numai la stadiul acesta, data viitoare vă informăm cu celelalte demersuri, pentru că, așa cum v-am spus data trecută, conform legislației pe care o am aici și pe care rasa, trebuie să răspundă toți cei care au dat avizele de funcționare acestui depozit, inclusiv de tranzitarea acestor deșeuri pe asta. După cum știți, firma este în faliment, deșeurile sunt aici, să vedem cine le va evacua din zonă și procedura. Candidații de la anul, cine reușește, e ales la primărie. Este trupa de foc? Da. Dar de ce să nu auziți, de ce să nu evacueze candidații de acum? Pentru că ei au... Aleși de acum, pentru că ei avem... N-avem momentan chiar nu avem, nici viceprimar. Suntem în așa. Și ăla da. E la mâna da. Pe tu. Bun, dumneavoastră aveți posibilitatea să studiați materialul și de asemenea ce vă se pare interesant să remiteți spre știință și mușelenilor. Eu mi-am făcut până în momentul de față această datorie. În continuare vă voi informa cu ce vom face.
Bine, asupra al doilea subiect, arzător și asta pentru că în momentul de față nu se întrevede nicio situație spre rezolvare, este vorba de Casa de Cultură domnul Jatescu. V-am informat atunci, la solicitările noastre, domnul senator a făcut o interpelare în Parlament vizând această situație, această situație. În schimb, răspunsul pe care l-am primit acum la sfârșitul lunii octombrie, nu ne satisface sub nicio formă, mai ales... Vă deranjează dacă îl lăsați pe domnul senator să ne spună despre acest lucru? Haideți să continui. Nu continuați că vă spun eu, eu atâta vreau să vă spun, că am să fac încă o interpelare, pentru că aici s-a indicat un număr de dosar care are cu totul la... Da. Să știți că așa răspund și domnul Oprea primăriei Câmpulung. Tot nesatisfăcător. Pe tema refugiaților. Deci comunicatele de la minister sunt la fel. Sunt stas. Schimbă semnătura și subiectul. Da. Eu vreau să vă spun asta și despre Sfință și alții compatrioți, că după materialele pe care le avem în față, nu se întrevede în momentul de față nicio soluție pentru rezolvarea acestei situații în care se află Casa de Cultură. Nici pentru terminarea lucrărilor, nici pentru a se... a se găsi altă formulă pentru că acest imobil să fie remediat. Dacă vă amintiți, am solicitat și cred că singura cale pentru a pune piciorul în prag și a forța Ministerul Culturii să revine și să-și facă treaba așa cum a promis-o și s-a angajat în contractul pe care l-au semnat, este ca autoritatea locală să ceară în instanță să-i acționeze în judecată, inclusiv cu plângere penală, pentru că monumentele istorice au o lege specială și acolo, deci pedepsele sunt cu agravante în situația distrugerilor sau periclitării acestui monument și poți să uzi de această cale pentru a le forța mâna. Ați văzut, au trimis două invitații către Consiliul Local, ați văzut ce scrie acolo la asta, de fapt nu înțelege și nici eu ca primar, nu mi-aș asuma această responsabilitate să preiau acest imobil pentru că n-am garanția că pot să termin această lucrare. Noi trebuie să cerem, practic, ca ei să-și definitiveze, să-și ducă la bun sfârșit contractul pe care l-au încheiat cu noi, atunci când le-am pus Casa de Cultură la dispoziție spre renovare, și, bineînțeles, să ne constituie că parte vătămață, să le cerem daune interese, lipsă de folosință și toate celelalte, pentru a învăța minte pe acești derbedei care s-au implicat în realizarea acestui contract, care au solicitat implicarea acestui contract și nu l-au dus la bun sfârșit. Referitor la interpretarea făcută și la primul răspunsul, pentru că a fost dat în doi peri și, de fapt, nu cred că nimeni din minister să nu și-a plecat privirea așa cum trebuie, în răspuns, ei ne indică că deja pe rol, lucru pe care îl vehiculează și reprezentanții primăriei, există un proces pe rol și că s-a așteptat să se termine acela. Acel proces pe rol care există între holding și Ministerul Culturii, Direcția de Patrimoniu, se referă la rezilierea contractului de execuție, pe care l-au încheiat inițial. Nici de cum la daune, la despăgubiri, nu ne comunică, sau măcar primăriei, pentru că ea e citată în acest proces pe care l-au intentat, cauzele pentru care trebuie să rezilieze acest contract cu ei. Au descoperit o fraudă, pentru că în momentul în care s-a încheiat contractul, s-a încheiat la nivel de 16 miliarde, s-a ajuns după și la un termen de 19 luni, s-a ajuns la 13 ani cu un cost dublu, 32 de miliarde. Deci, nicio vorbă în acest sens. E, vreau ca să vedeți acolo, deci ați văzut că acolo ne indică un număr de dosar, eu am avut curiozitate, m-a interesat să văd ce soluții s-au dat, dosarul nu privește nici de cum ceea ce se întâmplă, adică legătura între Casa de Cultură și asta este... A, singura legătură se pare că există soția lui Turcu, șeful holdingului, observ, Denisa Turcu, care, mă rog, are o calitate acolo un proces cu altcineva acolo, de singura legătură cu noi. În schimb, am căutat mai departe și am dat de numărul adevărat al contractului. Vedeți că sunt două cifre inversate acolo, a doua și a treia. La asta este ceva caracteristic, dânșilor, când zic că am greșit, bă, de mine ce-am părțit. Dar te trimite pe pistă, așa. Iar acolo observați că anul acesta, deci în 2015, s-a inițiat acest proces de anulare a contractului. Nu s-a făcut nimic, nici o înfățișare, nimic. A fost reluat acolo în 16-a, 9-a, parcă, ulterior demersurilor noastre către Parlament. Domnul senator, am avut o discuție.
va relua discuția, interpelarea și, mă rog, poate și pe alte căi, vom ajunge la un alt rezultat. Ca să știți că problema e mult mai complicată. Deci această firmă RomConsult a fost în proces cu Ministerul Culturii de ani de zile, pentru că avea un fel de monopol pe tot ce înseamnă lucrări de patrimoniu. Pentru că asta cred că ar putea să fie încă o sarcină pentru domnul senator. Cum se creează aceste monopoluri? Când există o singură firmă în țară care are, este acreditată să lucreze pe credit de patrimoniu. Am înțeles. Am să introduc întrebarea dumneavoastră, interpelare, să vedem ce obținem. Ce se întâmplă? Partea interesantă este alta, dacă vreți. Eu am avut tangență cu lucrări la monumente istorice când lucram în domeniu. Se ia o firmă, cum a câștigat-o ei, dar lucrările fac tot cu necalificați. Pentru că la noi, la nivel de Câmpul Lung, cine a făcut lucrarea? Ce specialist a avut domnul Secer Câmpul Lung în domeniul restaurărilor? Știți cum restaura ușile? Le ardea cu lampa de benzină și curăța vopselor. Nu așa se face restaurare, dacă se dorește, conform criteriilor respective. Asta. Dar de ce s-a pus monopolul? Pentru că în final zice așa, de ce să nu ia banii mai ușor din altă parte? Asta. Pentru că aici sunt lucrări nenormate, se fac, așa se și justifică probabil dublarea prețului de execuție. Se face normă locală, cum vrea constructorul, avizează și arhitectul care probabil, mă rog, din anumite motive, avizează acea tehnică. Știm și noi mecanismul, dar nu se poate lupta legal prin legislație împotriva creierii acestor monopoluri? Adică în condițiile în care doar o firmă reușește să-și ia toate autorizațiile și să ia toate lucrările din România, asta nu e monopol, nicio firmă nu mai reușește să-și ia acele autorizații? Unele din cerințele care sunt impuse pentru aceste firme, din câte știu că am avut niște încercări pentru niște proiecte, trebuie să dețină, pe lângă mijloacele materiale, utilajele respective, specialiști, muzeografi, restauratori. Aici trebuie, întrebarea noastră este bine, și aici trebuie să vedem noi dacă aceste firme au restauratori pe domeniul respectiv, dacă lucrează cu ei, dacă nu cumva cât invocă, provoacă un monopol și apoi nu fac lucrări decât cu necalificați cu dânsul. Noi n-am putut să luăm anumite lucrări pentru că nu am găsit. Sunt foarte puțini specialiștii restauratori, sunt în general în muzee. Astea sunt lucrări care se fac manual și deci este foarte multe ore de lucru. De asta nimeni nu-și permite să normeze. Cum să normeze un evaluator normal de șantier munca unui restaurator, unui specialist muzeograf? Aici lucrurile sunt foarte delicate și ar trebui să fie monopol și organizate de stat. De un departament specializat care să se ocupe de lucrările Ministerului Culturii. De aia se numește patrimoniu. Da. Că trebuie să fie apanajul celor care trebuie să țină de patrimoniul național. De ceea ce înseamnă... Și Turcu a avut și restauratori. Păi vedeți că a fost ceva... Și a dat lucrările. Nu le-a făcut el, știi că le-a făcut Câmpul Lung. Da, aici trebuie văzut ce și cum. Așa este. Și proiectele de la Pitești, firma de Dumitrache, n-are ce să lucreze cu specialiști. Ce vreau să vă eu v-am sezat aceste aspecte și doresc ca din devenitul noastră să ajungă și la urmările Câmpul Lungenilor, pentru că situația în momentul de față este fără ieșire. Vreau să-i sensibilizați prin această proces, pe care o veți lua și pe cei de la administrația locală, ca să continue într-adevăr. Deci degeaba se lamentează că sunt procese pe lucrurile toate astea. Ei să-și vadă interesul. O ați observat acolo că de-aia l-am citat. Măcar să-i întrebați, doamne, dacă tot ne-ai citat acolo, ca parte interesantă, girant, de ce, garant, de ce nu ne-ai trimis și acțiunea în sine? Să vedem ce spune, să venim cu avocat, să venim cu toate celelalte. Este adevărat. Conducerea este cum este acum la primărie, este interimară, în final este lipsă de autoritate în primărie, lucru care trebuie să se rezolve până la finele anului, într-un fel oarecare, cel care va prelua frele să-și intre în atribuțiuni, pentru că mai sunt câteva luni de zile și se termină mandatul și situații să-și rămână o serie întreagă de neclarități. Măcar actualul Consiliu Local mai știe și-și mai amintește de situația reală în momentul când au promovat niște hotărâri de Consiliu în sensul acesta.
De ce vă fac apel? Eu sunt continui așa cu menirea cum este, v-am spus. Aștept și răspunsul de la alte organe unde am înmânat materialele, pentru că materialul l-am înmânat și în altă, la alte organe, să vedem unde se, versul, unde se va da soluția finală. Vreau să vă mai spun, dacă vă interesează, în plan local, ca structură de partid, ca creier de partid, noi ne continuăm. Dacă asta de la proiectul Crețulesc. Da. V-ați mai făcut ceva de mersuri? Aveți un răspuns de la parchet? Nu. Deocamdată cu Crețulescu nu am luat nicio inițiativă. Așteptăm, pentru că avem promisiunea și de la societatea civilă că se dorește inițierea unui proiect, unui plângeri penale împotriva făptuitorilor și mă voi asocia dumnealor ca să nu ai fiu eu singur și singur umilit de cei de la parchet. Pentru că atunci când am depus acea plângere penală la Câmpurung, potriva acestor nu să vii, care s-a făcut, domnul procuror care, care am amânat plângerea respectivă, m-a umilit efectiv acolo. A spus că îmi fac campanie pe munca dumnealor. În loc să-i asupra, domnule, am venit aici la matare pentru că ești Câmpurungean și vezi cu ultima tare dezastru care s-a făcut. Și mă rog, abia la intervenția procurorului șef a primit plângere penală. Lucru care m-a... Dar acum o să fim mai mulți, ne constituim într-un grup, așa, formăm, ca reprezentanța al societății civile, nu ați observat, în momentul când am făcut plângerea poziția celor de la Greenpeace, vis-a-vis de, de asta, te-au spus că politizăm și că tipurile, dar ei erau stimulați de această situație. Și atunci am spus că societatea civilă, indiferent cu cine, cine va fi în frunte, să urmăresc aceste scopuri. Apropo de societatea civilă, am văzut că acum o săptămână și ceva s-a organizat acea manifestație în Câmpul Lung, vizând problema refugiaților. Mie îmi pare rău că n-a avut succesul respectiv, dar ea de aștepta să nu aibă succesul respectiv. Norocul moldovenii, aceia 10 moldoveni care a dublat 15... Erau piteșteni, ați aveți informații, erau piteșteni 100%. Auziți? Da, interesant este cum pe ăia i-a durut mai mult sufletul decât pe mușcelii. Probabil că să și împărțirea ceva de a opri din tranzit, că de regulă când ești în tranzit îți urmăște aseul și toate cea. Mă rog, vreau să spun altceva. Când Câmpul Lung, apropo și pentru reprezentanți care iau cei care iau astfel de inițiative, în Câmpul Lung, așa cum am sizat-o pe aceasta și pe celelalte probleme, sunt probleme mult, mult mai majore și mai iminente, cu efecte directe, decât aceea, aceasta cu refugiații. Deocamdată, până nu le rezolvăm pe acestea care le avem, apropo de deșeuri, mă așteptam poziția să fie mult mai clară și mai concisă vis-a-vis de ridicarea acestor deșeuri, să chemem pe cei de la, de la mediu, să chemem pe toți faptul respectivi responsabili în, în zonă. Chiar dacă, cum de avea televiziunea, de apropo postului naționale, asta a fost cu dedicație și, mă rog, a fost un lucru, nu vreau să comentez la asta. Vreau să spun că acea manifestație, în concluzie, cam așa arăta, știi, că după ce ai picioarele urâte, zidici și fustă în sus. Noi trebuie să stăm în banca noastră, vizând problema refugiaților la asta. Pentru că nu era ăla și nu există pericolul care ne pașe, cel mai mare pericol. Cele alte sunt altele. Și mă rog, așa. Da, dacă vrei să vă... Nu ați, ne reînnoim întrebarea dacă ne veți desconspira viitorul candidat. Da, e de vreme. La momentul respectiv. De ce de vreme? Că au trecut. Am înțeles că este domnul Boris Stănescu. Dar da, a zis că o singur, da, s-a zis că o fac candidat la primărie din partea dumneavoastră. Da, eu nu știu, dacă o fi vreo dorință... Și dumneavoastră. La final, adică a completat, vei candidat la primărie, bum! N-a fost nici pam, n-a fost bum! Nu m-ați înțeles. Da, domnul director, poate să candideze, că de fapt orice ce n-ar putea să candideze, important e de rezultate. Nu. V-a stricat planul, asta era ideea, că s-a dat în vilac până să vorbească cu dumneavoastră. Nu, nu vă faceți probleme de sensul acesta. E o veste pe care o primești și-o cu zâmbet, așa cum, ca și dansă, cu zâmbet. Poate nu știți dumneavoastră și știe domnul senator mai mult? Nu. Poate a fost negocierea noastră? Nu, pentru că la noi... Dânsul este mandatat de informații de regulă de la noi porneți de jos în sus, ca și activitatea, nu de sus în jos. Cum sunt ca și fusta, cum a zis că se ridică. Ca și fusta, vântul este jos în sus. Este normal, dar dacă ți-o ridică vântul ocazional, ai o scuză. Dacă nu ți-o ridici tu, ce să-ți arăți? Aici, cu permisiunea colegilor, aș vrea să punctăm câteva chestii pentru
ceea ce înseamnă organizarea, evoluția organizării UNEPR-ului ca partid, pe zona dumneavoastră de interes, împreună cu domnul președinte Lukaciuc, am mers în continuare în câteva localități și suntem surprinși să vedem că aleșii noștri se frământă de problemele comunității și sunt plini de inițiativă și doresc ca și dumneavoastră mai mult decât putem să le oferim ca sprijin. Pentru, de exemplu, la Buggea am avut, avem un grup de consilieri în afară de consilieri care aici de la UNEPR, consilieri de la PP, de a venit lângă noi și au venit colegii, foștii colegii ai domnului Lukaciuc de la PRM, lângă noi deocamdată ca și inițiativă, ca și dorință de a realiza câteva obiective în localitate și am avut acolo câteva întâlniri prin care am și structurat organizația și am și încercat să îi sprijinim pe câteva idei locale. Pe niște drumuri, în satul Mlăci, sunt niște probleme, știți că Buggea de jos e situată într-o zonă foarte cu probleme, da. De asemenea, la Mioarele, am rezolvat problema împreună cu domnul Lukaciuc, la Poenar de Mușel a fost domnul Lukaciuc, mi-a promis că zilele acestea o rezolvăm și la Varea. Bine, noi avem structurile făcute acolo, reorganizate, dar ne întâlnim continuu cu membrii și organizațiile sunt în creștere și suntem în aceste zile, așa cum vă va confirma și domnul președinte, în așteptarea decizii. Multe lucruri în evoluția UNEPR-ului vor fi influențate de această decizie. Candidăm împreună cu cineva anume sau independenți. Noi suntem pregătiți mai ales pentru a candida independenți, dar ne subordonăm oricărei decizii și adaptăm lucrurile de această manieră. Și asta este unul din motivele. Când se va lua decizia? Când se va stabili? Păi ar fi fost luată dacă nu erau evenimentele care au amânat-o. Vedeți că trebuie să mișcați repede, că a început Mircea Andrei să-și facă potecă. Am observat, am văzut, întâlnim și noi prin localități fenomenul. Numai pe Argeș și Mușchen este partidul dumnealui, deci nu e un partid la nivel național. E foarte ciudat. Are cu mausoleu, ne face pe toți mumii. Mulți spun că la banii pe care are Mircea Andrei va face și va trece. Noi spunem că legile pe care le-au promovat parlamentarii noștri, sper să înfrâneze cumva chestia cu banii. Nu știu. Noi vrem să mergem cu un pic de altă atitudine. La noi asta înseamnă altfel de politică. Să promovăm și oameni care își pun problema comunității cu adevărat. Că dacă nu, mai jos, mulți ne întreabă, dom'le, mai jos atât cât să coborâ? Deci noi ați întrebat același lucru. Au venit și oameni pe care i-ați refuzat, care au vrut să intre în partid, da? Care au vrut să fie... Nu poți să-i refuzi frontal, dar pe care îi lăsăm în așteptare, pentru că trebuie să analizăm foarte bine niște lucruri. Am refuzat, să știți. La un mod civilizat. PDM-ul când punem s-au mișcat către un PD. Cine a spus? PDM-ul, membrii PDM din când punem s-au mișcat. Da, la nivel de membri simpli, da. De membri simpli. Ori, de fapt, din conducere sunt câțiva lideri care, mă rog, încă sunt consilieri. Dar la nivel de membri, da, foarte mult. Un minut aș vrea să vă mai rețin eu. Vreau să vă spun că luni liberalii au introdus o moțiune. Trebuie să o spun. Să-i citesc titlul mai întâi. Gabriel Oprea demis pentru sfidare, aroganță, abuz și dispreț. Vreau să vă spun că această moțiune din capul locului este neconstituțională, contravine decizii 148 pe 2007, iar această decizie pe care o am aici și vă prezint și puteți pot să îi fac o copie și să vă las, face referire la anul 2007 și la Monica Macovei, când doamna era ministru de justiție și când PSD-ul a cerut demiterea doamnei Macovei, luându-i apărarea, cine credeți, exact liberalii noștri de astăzi, în frunte cu Puiu Hașoti și aveți aici 26 de senatori, să-ți menționați aici. Iar Curtea Constituțională a dat următorul răspuns domnului Puiu Hașoti și celor încă 26 de liberali. Deci, arată curtea așa că obligativitatea moțiunilor simple încalcă principiul separației puterilor în stat,
Parlamentul, neavând calitatea să decidă asupra unor chestiuni care țin exclusiv de organizarea și funcționarea guvernului. Aveți aici materialul, dacă vă interesează, vi-l pun la dispoziție. Deci este neconstituțională. Domnul Puiu Hașoti, ca vechi politician și vechi șef al Partidului Național Liberal, știa acest lucru și cu toate acestea a ieșit și a depus moțiunea, știind că e neconstituțională, doar ca să facă valuri. Da? Și cu aceasta eu am terminat. Suntem la discuția, vreau să vă întrebări. Locaciuc, ne mai spune și nouă ce membri noi mai venit, nume mai onore, mult. Unul măcar. Unul mai negru, cum stați așa, văd? Nu e. Nu e vorba de mine. Nu știu, nu știu la cine vezi negru. Bă, sunt de alte cetățenie. Da, nu? Nu. Da, nu. Vreau să vă spun că ne continuăm activitatea și vis-a-vis... Azi, am avut o discuție cu un coleg și zice, domnule, câți aveți? Și am dat un număr și zice, domnule, numai atâta. Și am zis, domnule, pentru că spre deosebire de alte deți, când făceam un alt gen de politică, nu mai umblăm la cantitate, ci umblăm la calitate. Luăm numai formatori de opinii, oamenii astea și dar ce, dacă vă observați, nu mai ținem ședințele alea mari, populare, în care, de ce sunt ședințele? Sunt, se discută probleme de strategie, probleme de sarcini, fiecare ce are, ne întâlnim înainte să venim să putem să dată. Colaborare între un EPD și Asociația Salvați Ușelul? Există o colaborare în sensul că eu am considerat că Dânsi Salvați Mușcelul este reprezentat societatea civilă. Și am primit o propunere de la Dânsi pentru că vor să iasă Dânsi în spațiul media și pentru că nu și pot organiza o conferință proprie de presă și toate așa. Dacă e chemat, nu mai vine noi. Poftiți? Salvați Mișelul, v-ați în care, pe nu, acolo vin cetățeni cu probleme, pe care nu vreau să le preiau eu să le spun sau colegii de mei, liderii mei de partid, pentru că dumneavoastră sau, mă rog, alții binevoitori între ghilimele, pot să interpreteze, ia uite, domnule, politizează asta, nu? În momentul când domnul se exprimă cu vocea lui, cu durerea lui și toate astea, atunci și ceilalți concetățeni înțelege că, într-adevăr, problemele acelea sunt sigente și trebuie să rezolvate. Deci, în sensul acesta. Deci, la nivelul acesta există colaborarea mea, formațiunii politice pe care o reprezint de acum cu această organizație. Dar și în acest mod vom colabora cu toată, și inclusiv cu organizarea partidei politice. În final, pentru ce suntem aici? Să culegem informații, să venim în sprijinul dumnealor, să colaborăm spre... Apropo de numărul de membri, a fost o analiză la ședința regională de la Alexandria din data de 17 octombrie în acest sens. Noi, pe județ, am inventariat, de exemplu, de la PPDD doar birourile de conducere ale organizațiilor și am realizat armonizarea fără să finalizăm toată inventarierea și avem în aceste condiții 5.900 și 10 membri, aveam 20 joi la ultima ședință. Lucrurile acestea le-am raportat. Organizații de femei în orașe și în municipii, organizații de pensionari la fel, avem colegi din alte județe care au 19.000, 18.000, 20.000 de membri. Noi mergem pas cu pas, așa cum a zis și colegul nostru și domnul președinte, pentru că nu vrem să fim în situația penibilă în fața dumneavoastră după alegeri, să vă informăm, să vă spunem niște cifre umflate și să ne trezim cu votul mai puțin decât membrii anunțăm noi. Spre exemplu, PPDD-ul are acum, zice, 14.000. Am luat adeziunile astea, așa. Așa, dar trebuie să noi... Mi-este foarte ușor peste cele 5.900 să mai pun 14.000 și iată ajunge și Argeșul la 20.000. Dar nu facem așa, luăm legătura cu fiecare om și îl întrebăm. Mai vreți, dacă mai vreți, veniți, completați o adeziune, așa deveniți membru UNPR, nu că figurați în evidențele PPDD-ului. Gali Mocanu? Haideți vis-a-vis de chestia și ați întrebat și de ceilalți. Deci noi suntem dispuși
să primim pe toți. E domnul Udrea pe echipă și dânsul. Dar în anumite condiții. Spre exemplu, în momentul în care ne recunoaște statutul nostru, în care va face politica partidului nostru, în momentul în care vom acționa în echipă. Dacă au alte viziuni și dacă, pentru că sunt adeziuni și toate astea care sunt în așteptare, așa cum am spus, pentru că am învățat din experiența trecută că trebuie să vedem, să înțelegem în subsidiar și motivul pentru care vine. Că de ce să nu fim sinceri? Sunt, vin și unii cu anumite misiuni de intoxicare, de rupere a bunei activități. Armonie. Deci, armonie. Și atunci trebuie să selectăm. Dom'le, dar de ce vine? Chiar ne iubește? Care este scopul lui? În momentul în care ne convingem de seriozitatea lui și de faptul că vrea să pună umărul alături de noi într-o activitate, e ok, este bine primit. Și eu vă spun următoarea chestie. Dacă domnul pe care l-ați numit acolo a avut, eu știu, o altă atitudine, probabil că și fost, a găsit mediul și poate că a fost încurajat, lăsat. La noi nu se întâmplă așa ceva, cel puțin cât vrei fi eu aici, cu da, un responsabil de zonă. Îi analizăm adeziunea, CV-ul, putem să o primim numai cu prezentarea unui CV, vă dați seama, e personalitate. Facem noi, dăm noi scrisoare. Așa, la nivelul organizației din Câmpul Lung, domnul Udrea a venit în calitate de consilier local și în membru conducere și domnul Udrea va inventaria și membrii. Am avut o discuție pe tema aceasta. La Câmpul Lung, nu. Deci nu vom în celelalte, la nivelul județului. Deci la de nivelul județului, personalității, 70 de ghilimele, nu vom primi pe nimeni. Da. Nu dumneavoastră, sunt trei consilii. Sunt trei consilii, e vorba de colegii dumneavoastră din consiliu. Am avut, CID chiar, am avut CID luna trecută. Într-adevăr, au fost multe momente care a determinat o stare de nervozitate și e o ură pentru putere în două partide care vor să câștige și a început campania electorală, apoi mici suntem, mici cei mari care asfaltează sunt buni. Lumea care se ridică în Consiliu și soluțiile care vin de la domnul consilier sunt pe lângă lege. Niciunul nu a zis, toți spun majoritatea, ca să nu se spună, după mine, cred că ar fi așa, exact ca cum cântă muzicant. Sara celor care își dau cu prețul. Deci, în calitate de reprezentant al mușinilor de ales, eu nu știu dacă am fost în mandat și aici, am fost și la Consiliul Județean, nu mi-am permis niciodată atunci când deam pe lângă subiect, când nu studiasem legislația respectivă sau când nu aveam toate informații să deschidă o gură. Și documentați în cap, domnule, ai vorbit în cutare situație pe lângă subiect. Niciodată, pentru că mă dezaprobam eu ca individ, în fața cetățenilor, iar ceilalți pe care îi certam, dacă nu pui problema cum trebuie și legal... Te fac zo. Adică ce zic? Păi când domnul funcționar care de la primărie, care a ocolit legea într-o anumită situație și domnul consilier atrage atenția și vede că nu îi atrage pe articolul respectiv, conform legislației cu tare, zic, las că l-am păcălit, mâine... Asta. Deci, deci, în primul rând, trebuie să se pregătească în sensul acesta. După aceea, vedeți, cred că nu există nici disciplină de partid și nici colegialitate între ei. Dom'le, în final care este? Nu venim acolo să încetăm și apropo ce a spus, însă să mă urc eu pe scaunul de primar și altul să păvice și invers. Dom'le, haideți să ne unim, să vedem și bun ce facem pentru cei care ne-au ales, pentru că mai avem 6 luni, deci de regulă câmpulungenii nu vor rămâne ca amintire de acestei activități a legislativului prezent acum, decât în memoria lor va rămâne numai cerurile care sunt acum de dingolada care este acum și vedeți orgolile care sunt nemăsurate în Consiliu. Dați-mi voie și mie să fac o completare. Să știți că noi avem un proiect, este acum în lucru, un proiect legislativ care va prevede clar ca toți consilierii să aibă cel puțin bacalaureatul. Dar pentru că de aici pe neuropsihiatric, nu? Și ăla ar trebui. Este neconstituțional. O să vă întoarcă legea din start la Curtea Constituțională. Să știți că sunt multe consilii locale unde sunt oameni cu o pregătire. Dar privind sănătatea mintelor când reprezinți comunitate și... La un anumit nivel încă. S-a încercat cu primarii lucrul ăsta și e răspunsul clar de la Curtea Constituțională. Da. Dacă dați-mi voie să mai fac o remarcă. Discutând și cu
colegii din teritoriu, din comune. Avem mai ales că avem majoritatea comunelor unde majoritatea sunt romii. Și de acolo depinde și chiar la Bug, am discutat situația respectivă cu liderii noștri de acolo. Domnule, dacă se duce, romii votează tot pe la care este, ori în funcție, ori aia, dar care poate să-și amplaceze și toate astea. Și, apropo de chestie, este adevărat că vreau să inițiem, să vedem dacă găsim o soluție. Domnule, avem și drepturi ca cetățeni, dar avem și obligații. Și eu mă referam, pentru ca să nu se mai întâmple această situație și acolo acești, majoritatea de cetățenii de etnie romă să pună candidatul, mă rog, care de multe ori este pe lângă administrația locală, domnule, să intre la vot toți cetățenii, indiferent de asta, care și-au plătit datoriile fiscale, mă refer, pentru anul precedent, măcar. Deci dacă nu are... De ce? Și vă spun care este. Pentru că majoritatea, deci acești romi, da, nu-și plătesc nici datorii de către stat. Da. În schimb, exercită dreptul de vot, înțelegeți? Și îl pune acolo pe nenea Gheorghe, care a fost primar sau care i-a tolerat și care niciodată nu va pune. În detrimentul meu, că este un cetățean onest și care vreau să fac și ceva în comună, să rezolve, să înaintăm niște proiecte, să definitivăm. În sensul acesta, ce se întâmplă? Dacă nenea Gheorghe, primarul care vrea să ia votul lui Vasile Romu, de acolo, să se ducă, să plătească lui adăugile către primărie cu toate amenziile, așa cum a spus dumneavoastră. Așa puteți să nu le mai dăm spune. Nu. Că așa puteți pentru ei. Măcar, păi nu, că vă dați seama că lucrul este imposibil ca să plătească la 100 de romi toate dările care le-au acumulat ăia. Dar măcar dacă o face, au zis, dar măcar știți ce se întâmplă? Măcar intră în bugetul comunii și pune principiile. Azi, că vă place să vorbiți pe lege. Avem o Constituție. Este anticonstituțională. Acesta nu poate să fie anticonstituțional. Nu puteți constrânge un om să facă ceva. Trebuie schimbată Constituția. La momentul ăsta. Eu am un... Dar și care este problema? Nu se... Eu am un prieten belgian. În momentul că nu s-a dus să-și cerceteze votul... Vorbim despre România, domnul Locaciu. La un moment dat aia. De acord. Dar trebuie să facă dovadă că e căsătorit. Era vot obligatoriu. A zis dumneavoastră ceva. Aveți regulare de trei voci la Constituție. Este... Cât din funcționare de la Moscela au făcut cursuri de perfecționare? Să știți că dacă nu făceau parte din grupul țintă, într-un proiect n-aveau cum. Deci puteau face cursuri doar dacă proiectul respectiv s-a adresat funcționarilor publici. În cele două proiecte... Acolo, cei care lucrează în administrația publică. Deci în cele două proiecte cu aproape 1000 de oameni din grupul țintă pe care le-am gestionat eu, niciun funcționar public n-a fost. Dar din oameni care lucrează în cadrul... Primăriei? Primăriei? Poți să fie angajați, mă simt. Nici angajați. Nu. Garantez. Care sunt formatori și predau cursuri la România. Aia e altă socoteală, dacă sunt formatori și au venit să predea, nu mai e treaba mea. Eu am un partener care respectă condițiile legii și a angajat în condițiile legii formatorii. Nu... Dar cum au ajuns formatori? Păi au făcut cursuri de formatori, e simplu. Și au depus CV-ul și... Deci nu prin influența mea, nu prin contribuția mea. Să nu cumva să... Doamna Anca, să nu cumva să... Informatori. Și să deceți informatori. Nu, dumneavoastră vă dau o temă până la conferința viitoare. Votul meu îl aveți, dacă aflați. Cine este personajul din Câmpul Lung care are certificat de nebun ca să nu răspundă de problemele din proiectul Grețulescu? Care și-au luat acum? Da. S-a scos certificat de nebun. S-a aflat. Aveți votul nostru. Arhitectul Coș. De ce nu vrei să luăm noi un vot? De ce nu vrei să luăm noi un vot de la doamnă? Deci, în primul rând, dată ce ai dumneavoastră... Luați de la noi toți? Nu, este... Ia aflat. Așa, ca să vă...